O tânără a fost prinsă de polițiști în trafic, deși nu avea permis de conducere. Șoferița, în vârstă de 21 de ani, a rămas fără permis, tot în urma încălcării normelor de circulație. La data de 25 iulie anul curent, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Motru au depistat în trafic o tânără de 21 de ani din Municipiul Motru, în timp ce conducea un autoturism pe strada Mărului din municipiu, iar cu ocazia verificărilor efectuate de polițiști a rezultat faptul că aceasta figurează cu permisul de conducere suspendat. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui autovehicul pe drumurile publice de către o persoană având acest drept suspendat. Polițiștii au întocmit tinerei care a condus fără permis dosar penal pentru conducerea unui autovehicul pe drumurile publice de către o persoană având acest drept suspendat.